Acum domnul Bedelan o să ne prezinte câțiva dintre porumbeii dânsului de reproducție, cei mai de valoare pe care îi consideră cei mai reprezentativi, da, să zic așa, da? Pentru că are o mulțime, da? Ce e acolo, Domenic? Vreau să vă prezint femela 551001. Da. Este o femelă care are și un loc de 1 la etapele cu puii. De zburătoare la tine, din ce an? Da, este de 2020, de 2019. Da. Este dublă vicecampioană provincială la categoria general și fond pe provincia Transilvania. Frumos, tare. Este fică din locul 1 general provincia Transilvania și locul 2 fond provincia Transilvania tineret. Ea este la fel tot la tineret, mie îmi plac foarte mult porumbeii, la un an de zile să dea rezultate foarte bune. Da. Și totodată pot să vă spun că este mama la dubla campioană națională de anul trecut, din 2022, la viteză pui și azi viteză pui. Frumos, frumos. Este a treia, ea este a doua, fiică sa este a treia generație de porumbei zburați. Da. Este la ultimele două pene de năpârlire, porumbeii sunt puțin năpârliți. Sunt, că e perioada. Datorită faptului că e perioada lor, este acum perioada de mare năpârlire. Sigur, frumos are, cum se vede. Da, ea este și locul 1 general palmares în anul următor. Și am hotărât să oprez la matcă, fapt care nu m-am înșelat, că în primul an am și reprodus dubla campioană națională. Super. Ea are o soră în Spania care a avut din 13 angajări 11 clasări, dintre care un loc 3, 7, 10, 11, a avut într-un an de zile 6 fonduri la tineret. Super. Un porumbel foarte frumos, am jucat-o la văduvie, motivată, a fost masculin, a fost împerecheat cu o altă femelă și așa s-a jucat și sora ei. Super, super. A fost zburată din locația asta de la tine, de aici? Da, de aici de acasă. De aici de acasă, da. De aici de acasă, da. Super, super. Deci sunt niște porumbei care, este o familie de porumbei care pe colombodroame s-au câștigat foarte multe premii, nu? Premii cu ei, da. Ce spate puternic are. Da, este puțin și năpârlită și... Oricum arată bine, să știi. Bine, bine. Da. Ce ochi frumos are. Tatăl ei este tata care la Dobrescu a dat porumbeii în top 10. Dobrescu la... Da, la Roman, cel de la Transilvania, are 2 anul acesta cu locuri de 1. Anul trecut locul 4, 3 as, 7 final, în celălalt an 4 as, în celălalt an 5 as. Sunt niște porumbei senzaționali. Super, super, super. Bravo ție. Deci este o familie foarte, foarte bună. Foarte valoroasă de zburători, da. Frumoasă.